Domnul Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betesda, fiecare suflet care prin dragostea și iubirea Lui, prin harul Lui neminunat, a îngăduit să fim în acest nou an să pășim, se merită, se cuvine toată cinstea, lauda, slava Marelui Împărat, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și cu toți să zicem amin. Amin. Lăudat să-i fie numele Lui. Amin. Îți spun sincer, n-am cuvinte, sunt prea sărac să-i mulțumesc Lui Dumnezeu. Știți de ce? Știți când a făcut Ana cântarea de laudă? Știți? Știți când Moise a făcut cântarea de laudă? Frați și surori, îi dau slavă lui Dumnezeu după aproape 2000 de kilometri pe care de miercuri am plecat în România și aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor ce vă rugați pentru lucrarea aceasta de misiune, de evangelizare. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor ce v-ați rugat până acum, anul trecut, și Dumnezeu mi-a dat biruință. Amin. Unul se roagă, unul cântă, unul dăruiește. Aleluia. Unul postește, fiecare facem ceva. Suntem ca albinele în stup. Aleluia. Mărească-se numele Lui. Eu asta vreau să cred că e Biserica Betesda. Am vrut să... Anul trecut de sărbători să vă dau un salut, dar nu a fost loc, a fost foarte mult ocupat. Dar acum, dacă toți sunt aici, vreau să vă îmbărbătez în numele Lui Iisus. Vreau să vă dau câteva cuvinte sfinte, ca în anul acesta, care să pășim împreună. Nu știm pe care Dumnezeu îl ia. Nu știm care pleacă. Dar am ajuns să spun că mai ferice sunt de cei ce pleacă acum decât cei mai târziu. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns la două închisori pentru că-i baga și trebuie să-l dau jos. Și mai multe femei de acolo, am fost la Gherla, la închisoare de femei, mai multe femei m-au rugat. Și pe mine și ceilalți frați cu care am fost, te rog, roagă-te pentru mine și familia mea, pentru fetița mea, are 7 copii, vin al 8-lea, noi suntem din Ucraina, la noi zice că e război, rugați-vă! O mai venit câteva femei acolo, ce rugați-vă pentru mine, am probleme! Am ajuns la închisoare la Aiud și am văzut la Aiud sfinții care au fost martirizați și am zis, Doamne, dacă voi ține calea lor, voi ajunge și eu să mă întâlnesc cu ei. După aia, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns la o biserică, Munții Carpați. De la ora 6 seara până la 8 seara era biserică. Noi am ajuns la 8 și 6 minute. Când să se termină biserica, a început alt val. Amin. Și au ținut până la 11 și un sfert biserica. Și știți ce am rămas uimit? Asta am vrut să vă spun. Foarte multe surori și frați au stat 4 ore. Și după ce s-o termină în biserica, s-o mai stat la părtășie, la masă, la discuții, la povestiri, la îmbărbătări. Și am ajuns să mă culc la ora 2 noaptea. Mort! Vă spun sincer, cu o zi în urmă am dormit doar 2 ore. Cu un frate scump a zis, mă, ți-am găsit de lucru, mă, că lucrul ăsta care l-ai, trebuie să merg la 2 noaptea. Am zis, am dormit și săptămâna trecută puțin și săptămâna asta, vă mărturisesc că de-abia stau pe picioare, îmi tremură picioarele. Eu am ajuns azi dimineață la 3:30 aici. Și Dumnezeu, am avut în inimă dorința să stau la masă cu Domnul. Și Domnul m-a trezit la 7:30 și zic, de ce nu mai spun la nevastă? De aceea sunt aici, nu să vă predic. Să mă bucur împreună cu voi că Dumnezeu revarsă bucurie. Dacă oamenii aceia în vârstă 70-80 de ani au putut să stea 4 ore, 5-6 ore la părtășie,
De la ora 12, frați și surori, de ieri de la 12 până azi dimineață la 3 și jumătate, am condus. Slăvit să fie Domnul! Că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Aseară eram într-o familie unde e groază mare. Groază mare! Sora tânără de 40 și ceva de ani bolnavă de cancer. Tatăl ei bolnav, ea trebuia să-l învârtă după o parte pe alta. Dureri îngrozitoare! Și sora îți spunea, mulțumesc lui Dumnezeu că mai pot să deschid ochii. Frați și surori, în acest an nou care Dumnezeu ni le-a rânduit, în prima cină, vreau să vă citesc ceva. Ca jertfă de mâncare, din cele din tâi roadă, veți putea să le aduceți Domnului, dar ca dar de mâncare, de miros plăcut, să nu fie aduse pe altar. Toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare, să nu le lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău, la toate darurile de mâncare să aduci sare. Sarea, frați și surori, este o vorbă bună, o mângâiere, o îmbărbătare. Și mă gândeam să vă dau și o pildă, mă gândeam la Avraam. Dumnezeu i-a zis lui Avraam, Avraam, ești din casa ta, eu voi binecuvânta pe cel ce te binecuvintează și voi blestema pe cel ce te blastemă. Și la un moment dat Avraam ajunge într-o situație că se întâmplă aici unui mai așa mai impulsiv ca mine, ca tine sau altui așa mai ușuratic așa și se întâmplă. Dar aș vrea ca în acest nou an să nu uitați de sare. Să nu uitați că stăm înaintea lui Dumnezeu cel nepriorit. Și El se uită la viața mea, cum spune în Psalmul 33. Dumnezeu privește din înălțimea cerului și vede pe toți oamenii din locașul locuinței Lui. El vrea să întocmească inima. Ești aici? În inima ta, frate și soră, de azi încolo adună sare. Și spunea Avraam, care căuta pace, căuta unitate, căuta să meargă pe același drum, că avea o țintă. Și ținta lui și ținta noastră este să ne întâlnim cu Domnul, să aducă sare. Și-a spus, dragule, hai să nu fie ceantă între noi. Suntem aici în biserică de atâția ani, de atâția luni și împreună tragem și ducem chinul. Dacă tu vrei să faci așa, uite, eu voi face așa, dar să fie pace între noi, ca jertfa pe care vrem să o aducem să fie sare, un dar de un bun miros, plăcut Domnului. Frați și surori, nu-i de ajuns că mergem pe drum. Pe drum trebuie să mergem cu bucurie, cu frică sfântă, cu lepădare de sine. Dacă vrei să aduci un dar la altar și știi, și acum eu vă întreb și pe mine și pe frați slujitori, când vezi cădiță, Maria trece pe lângă tine și nu dă mâna cu tine, azi, mâine, voi mâine, ce zici? Nu-ți dă nimic de gândit? Păi noi dacă suntem aici, suntem o comunitate, suntem cum? Frați și surori! Amin. Și frații se îmbrățișează! Surorile se îmbrățișează! Dumnezeu să ne deschidă ochii minții! Aș vrea să mergem împreună pe acest drum! Până
până la capăt. Se spune aici că dacă ai ceva împotrivă, tu vrei să aduci, că nu te vede nimeni, că în inima ta, eu de 20 de ani tot trec printre senzorii aceia, printre cele două senzori, și sus și jos, și de multe ori peste tot mi se aprinde luminile, că am, ba am, știu eu, metale, ba am rucsac, am nu știu ce, și nu mă oprește nimeni. Nici aici nu te oprește nimeni, că nu vede nimeni. Dar la senzorul lui Dumnezeu vreau să spun că pe ușa aceea nu vei trece. Cineva spunea că raiul se aseamănă cu o poartă strântă. Cum spunea Domnul Iisus, intrați pe poarta cea strântă. Și zice că nu poți să intri decât cât ești. Și dacă ai bagaj în spatele tău, ce faci cu el? Că nu poți să intri, trebuie să vii să-ți rezolvi problemele tale. Fie sau facă Dumnezeu ca la cina aceasta, cum zicea fratele Loreț, cercetați-vă voi pe voi înșivă! Să nu ne cerceteze Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu vine să ne cercetează, ne dă și chitanța. Și Avraam a zis, dar el, când s-a uitat, s-a uitat în sus și a zis, eu mă duc cu Domnul Dumnezeu. Poate tu în hotărârea ta, în decizia ta, ai ajuns mai presus de fratele tău, că l-ai jignit și tu ai rămas cu fața în sus și el a rămas cu capul plecat. Te-ai gândit vreodată la asta? Când discuții, sunt discuții, au fost și între apostoli, te-ai gândit să fie pace? Frați și surori, vreau să vă spun o mărturie. Trebuia să mă duc cu un frate în Germania să-l ajut să-și cumpere o mașină și avea nevoie de un șofer. Una, că el zicea, cu mașina care vine, vine el și cu aia vine eu înapoi. Și ne-am dus în Germania și ne-am uitat la o mașină, ne-am uitat la a doua mașină și după ce ne-am uitat la a doua mașină, când urc în mașină, n-am luat-o, el supărat. Mă zic, de ce-i supărat? Și-o pățit. M-a interesat că eu am venit pe ca să-l iubesc, să-i fac un bine, să mă jertfesc. Și la un moment dat își deschide inima și bă, zice, Doamne, eu am crezut că tu ești pocăit. De-aia te-am luat cu mine. Mă zic, nu sunt, mă silez, dar zic, spune cu ce te-am supărat să-mi cer iertare? Păi măi, dacă ai venit cu mine, eu am crezut că vii și tu, te uiți pe sub mașină, te uiți și tu în stânga, în dreapta, să vezi cum e mașina, îți dai cu părerea. Zic, frate, zic, asta nu pot să o facă, dacă eu nu văd bine și e mașina, o să dai vina pe mine. Și el pentru lucrul ăsta s-a supărat. Un lucru minuscul. Și supărat mi-am dus mai departe, că n-am avut în control. Ori el, ori el trebuia să se dea jos din mașină. Și până la urmă s-a luat mașina. După 800 de kilometri a venit plângând acasă și a zis, Doamne, am venit să-l iubesc pe fratele ăsta, să-l ajut. Ne-a lăsat copiii și am venit să-i fac bine. Și am venit duminică dimineața, că sâmbătă am ajuns la Viena, sunt duminică dimineața, vin înaintea Domnului să-i aduc jertfa, să pun sare. Se aduc mulțumire că m-a păzit în călătorie. Și a văzut că tavanul era închis. Frați și surori, am simțit că tavanul e închis. La ora 10 m-am dus la soția mea și zic, auzi, eu plec. Nu mai pot. Durerea mea e prea mare, nu mai pot. Și plec. Și l-am sunat pe respectivul și frate, unde ești? Sunt acasă. Zic, vin la tine. Și m-am dus la el și i-am spus, frate, te rog frumos, iată. Eu n-am putut să pun sare pe jertfă, să aduc Domnului, că nu mi-o primit. Și
Și dacă eu vin și vin, vin degeaba. Că voi să zici, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi. Noi nu mergem, că mergem degeaba. Inamicul ne împrejoară și ne omoară. Doamne, ce cerează. Și vreau să vă spun, frați și surori, ne-am îmbrățișat, ne-am pupat, ne-am cerut iertare. Am zis, eu sunt de tine, ai dreptate, iartă-mă. Și în ziua de azi sunt cel mai bun prieten cu fratele ăsta. Și mi-a spus odată o vorbă, fratele ăsta. Nu l-am văzut odată la amvon. Dar mi-a zis o vorbă care mi-a străpuns inima. Și până în ziua de astăzi vorba aceea mă urmărește. Și știți ce mi-a spus? Frate Ion, să nu te uiți la rod. Tu du-te și luptă-te cu Dumnezeu. Intră în bătălie, dar să nu te uiți la rod, că atunci s-ar putea să vină mândria și să cazi. Și asta mă urmărește. Nu? Știți ce-a spus Saul? Păi cum, mă? Lui? Păi el e împărat sau eu sunt împărat? Lui dau zecile de mii și mii, numai mii? Nu lasă că-i dau eu, iar arat eu cine sunt. Și așa este și în biserici, frați și surori. Iartă-ne, Doamne, te rugăm. Dumnezeu să aibă milă de noi, frați și surori. Și dacă în această dimineață vrem să aducem o șerfă și să ne bucurăm stând la masă cu Dumnezeu, să ne înviorăm și să avem viață, haideți să aducem sare! Știți că sarea se mai aseamănă cu nisipul fin? Să ne aducem din ăla, frate și surori, să nu ne înșelăm, pentru că sarea mai are un component, are gust. Și când tu vei spune fratelui sau sorei pe care l-ai jignit, sau poate l-ai bârfit, fac o paranteză, cu câțiva ani de zile în urmă, a venit un frate la mine. Ne dădeam mâna cu el, pace, pace, de câte ori ne întâlneam. Zice, frate, eu trebuie să stau de vorbă cu tine. Zic, fii. Zice, de ceva vreme încoace nu pot să dorm. Te-am judecat. Nu m-a durut. Păi el a durut. Te-am judecat și n-am avut liniște și pace. Și am venit să-mi cer iertare. Te rog, iartă-mă că te-am judecat pe nedrept. Mai ai simțământul ăsta înaintea lui Dumnezeu? Păi mai ai? La un moment dat, Moise, care a fost ales de Dumnezeu, cum cu toții știm, se ridică trei oameni și apoi se ridică și poporul și Moise. O le-a zis cu blândețe, fraților, nu vă ridicați împotriva noastră, că noi nu facem altceva decât să-L slujim pe Dumnezeu. Dacă voi vă ridicați împotriva noastră, să știți că nu împotriva noastră vă ridicați, ci... împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu, frați și sorori, să ne înțelepțească că de aici, de la amvon, pe cel ce va predica, îl judecă Dumnezeu. Dar și pe ascultător care stă și se rănește și se rănește și numai o școvele aruncă, și pe acela Dumnezeu îl va judeca. Fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne deschide ochii minții. Închei, dar nu oricum, spunându-vă, Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și din Betesda. Și tu, împărate, frate lucrător Iulian, frate Lorenț, așa vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mă rog în anul acesta, care mi-a ajutat Dumnezeu, în prima lună în care suntem, Dumnezeu să dea multă înțelepciune lucrătorilor, să rânească turma cu bucate alese. Mă rog lui Dumnezeu ca turma să presare sare
Și împreună să fim un buchet de flori care să răspândim mireasa lui Hristos. Amin.